Salutare, fraților, vreau să vă arăt un mic bug sau ceva de genul. Da, am făcut și 10 abonați un voice reveal, dar vreau să vă arăt cum ar veni un bug cu această armă, care este destul de folositor pe Stand of 2 și zic că este ok. De multe ori când vedeți playerul, vă puneți pe crouch și vedeți cap. Imediat vă arăt mai multe, dar nu vă las pe voi fără episod. Ups, nu m-am pus pe crouch. Hai, frate, unde? Dați-vă leac. De data asta, nu dat el. Dar nu tot timpul vă merge bug-ul. Așa, nu știu dacă chiar este un bug, dar așa îi zic eu, pentru că chiar de multe ori, ori cu acau, acuși o să vă arăși cu acau. Sau așa vă puteți da numai cap, efectiv numai cap. Odată mi s-a întâmplat cap, după cum vedeți. Am sărit în fața lor și nu-i bine. Cap, vedeți? Vă puneți pe crouch și ridicați ținta sus. Numai dog epic moment. Uitați-vă o leacă. Să mai vedem un player. Să vă arăt și mai bine. Uite, cap am prins. Îl vedeți? Cap. N-am un hex sau ceva aim. Vedeți? Nu este chiar așa de greu, dar nici prea ușor. Uitați-vă o leacă. Dar nu tot timpul dați cap. Asta e și clar. Capul. Trebuie să și țineți o leacă ținta în sus. Imediat. Uitați. Mai dăm un cap și apoi vă arăt și... Pentru că nu tot timpul vă merge, v-am spus. La început ați văzut și voi când dați mai cap. Cap, vedeți? Imediat încă un kill să mai facem. Da, ne mutăm acum și la terorist. Să vă arăt acest bug. Luăm acum, luăm de short. Uitați-vă. Cap. Nu neapărat și chestia de asta. Am văzut mulți player care dau direct cap. Depinde și cum jucați voi, dar na, așa zic eu că este mai ușor să dai cap. Te pui crouch, te butonul și lăsa din colț din dreapta jos și și dați așa. Cap. Mamă, 36 de kg, am fost baza la ei. Imediat, neapărat dați tot timpul cap, dar v-am zis, nu știu cum să-l consider un bug sau... Mamă, prima dată văd ce este în cutie. De asta, de când joc eu, suntem de 2 ani. Ați văzut, dăm capul de multe ori, adică nici nu zic că este ușor. Vedeți? Uneori mai trage și prost. Când stați în picioare, vi se duce ținta nasol, uitați, vedeți? Nu folosesc un hex sau ceva. Vedeți? Cap. Mă dat el. Nu este nici prea greu, dar nici prea ușor să faceți asta. Depinde și cum jucați o leacă, adică din aim, cum sunteți învățați. Uitați-vă. Dar zic eu așa că așa este mai ușor și este mai necesar să faceți crouch și ridicați. Eu am încercat să fac un high glass pe standoff, că ați văzut cum fac și pe Free Fire cu editor multe, doar că durează foarte mult să mi se încarce. Am stat pentru 3 videoclipuri vreo 10-15 minute, frate, comprimare, adică pentru 15 high glass-uri cu capuri și de-astea, mi s-a 5 minute sau 4 pe acolo.
mi s-a încărcat abia unul și este foarte mult să stai și numai o oră mea până să încarc toate și apoi na, nici n-am ce să fac până atunci. O să văd eu, să vă arăt un mai vorbim 37 de secunde, stai să văd 5 minute, sper că aștept la YouTube, nu zic că e un video clip foarte lung și să mă pun un număr de telefon că nu mi l-am pus. Este un nou cont, mi-am pierdut un de 50 de abonați și Free Fire veteran și pe stand-off am zis că jucam cu 2 ani level, înainte să făcea mai greu level. Terminăm pe primul loc. Trebuie să terminăm pe primul loc. Nu, 50. Yes, pe primul loc, băieți. Nu uitați să apăsați pe butonașul ăla de like. O să editezi și o să pun subscribe. Și eu am fost Darius, ne auzim data viitoare. Voi servi. Uitați 10 like-uri pe acolo. Încă un high glides. Clar, hai, am primit bani. Ciao.